Singurătatea de sărbători generează depresii. Este semnalul de alarmă pe care îl trag psihologii, iar cele mai vulnerabile persoane sunt cele care au încheiat o relație, care sunt divorțate, vârstnicii sau cei cărora le-au decedat partenerul. Persoanele singure care alunecă în depresie sunt ușor de identificat, iar semnalmentele cele mai des întâlnite sunt izolarea în casă, refuzul dialogului cu ceilalți, mâncatul compulsiv sau consumul excesiv de alcool. Totodată, psihologii sunt de părere că depresia este boala renunțării, dar în adâncul sufletului, omul își dorește să comunice. Simte nevoia de a împărtăși bucuriile și tristețile unei persoane apropiate. Perioada sărbătorilor de iarnă, din păcate, poate deveni din acea perioadă frumoasă a bucuriei, a dăruirii, a fericirii. Pentru unele persoane, totuși, poate deveni și o perioadă a tristeții. Mergând puțin mai departe, o perioadă a depresiei pentru persoanele vulnerabile, sensibile. Noi, de fapt, ca persoane, avem nevoie de foarte multă comunicare și comuniune între noi. Numai că, paradoxal, tocmai acum, în această perioadă, când toți vorbim despre această comunicare, despre empatie, despre tot felul de termeni din aceștia strălucitori, de fapt, noi ne cam îndepărtăm. Unii de alții ne îndepărtăm de dorințe, de împliniri. Pot spune chiar că uneori nu mai știm care sunt dorințele noastre sau dacă sunt ale noastre. Ce aș putea spune legat de această perioadă, cu siguranță, repet, comunicarea este un factor primordial. Ar trebui ca noi toți să fim alături de cei pe care îi știm singuri, iar ei la rândul lor să încerce să comunice cu persoane apropiate, cu persoane plăcute, cu persoane care simt că într-adevăr ei se simt bine în preajma lor, să se implice în diverse activități, în chiar cumpărături, să dăruiască, să glumească. Umorul este la fel un factor care poate aduce bucurie și o stare de bine, o stare de detensionare, de relaxare. Pot privi la televizor filme, la fel comedii, care într-adevăr să îi ajute să depășească, să nu se gândească neapărat la acele lucruri negative care apar sau poate se conturează mai mult în această perioadă a Crăciunului. Oamenii sunt ființe sociale, trăiesc și se dezvoltă împreună, iar izolarea este un lucru nefiresc, mai ales în preajma Crăciunului și a Revelionului, când avem nevoie mai mult ca oricând să fim înconjurați de prieteni și de familie, perioada în care oamenii excelează în a dărui atenție și afecțiune. În același timp, psihologii cred că cele mai bune lucruri pe care le putem spune cuiva care este singur și trece prin depresie sunt te iubesc și îmi pasă. Sărbători încununate de lumină, de bucurie, multă dăruire, o dăruire din suflet, sărbători binecuvântate și să nu uităm să ne iubim între noi și dacă dorim să trăim într-o lume mai bună și noi neapărat trebuie să contribuim la acest lucru. Crăciun fericit și sărbători binecuvântate! Sărbătorile sunt un prilej de bucurie în sânul familiei, oamenii ar trebui să se deconecteze de la toate problemele, grijile și să-și consolideze legăturile spirituale și afective dintre ei. Dacă ne-am certat cu persoanele dragi în timpul anului, Crăciunului reprezintă momentul ideal în care să ne împăcăm, să ne cerem iertare unul altuia. Pentru a avea o bună sănătate psihică și fizică, este bine să ne îndreptăm către oameni, nu să ne izolăm de ei.